Corvinul Hunedoara se întoarce acasă cu toate punctele și din deplasarea de la Ungheni după un scor de 2-1 cu Unirea. Gazdele au marcat primul gol al lor în Liga Secundă, au condus la pauză, dar au fost depășite în actul secund, grație reușitelor lui Good News și Manolache, cel din urmă marcând în minutul 90. Adversarul, tot respectul pentru ei, nu aveau cum să ne pună probleme, știam ceea ce joacă, pe joc prima repriză. În afară de faza golului când le-am făcut cadou acea minge, plus încă, să nu zic mai mult de, da, cred că 5 mingi am așteptat ori pe construcție mai mult, dar și centrale au dat în piciorul adversarului, au întârziat puțin și la Manolache acolo puțin construcția, dar tot am auzit chestia cu oboseala. Următorul meci al Corbilor Albaștri se va disputa la FC Argeș sâmbătă 28 septembrie de la ora 12 pe stadionul orășenesc Mioveni.